Mulțumesc mult, doamna președintă. Declarația politică de astăzi vine într-un context special, cel al sărbătorilor pascale, pe care fiecare dintre noi le-am petrecut alături de cei dragi săptămâna trecută sau acum două săptămâni în cazul celor de confesiune catolică. În general, sărbătorile la români valorizează ideea de comuniune, de împărtășire de prezența și de persoana celui de lângă noi, iar învierea Domnului este mai mult o sărbătoare care vorbește despre bucuria de a fi împreună. Filozoful german Jonathan Hessen spunea, citez, ajută-i adevărului, binelui, frumosului, sacrului să capete ființă prin personalitatea ta. Valorile te cheamă, ele strigă după realizare prin tine. Fii deci un realizator de valori, un purtător de valori, un om de valoare. Stimate colegi, stimați colegi, astăzi aș vrea să vă vorbesc despre rolul valorilor autentice din viața noastră și despre responsabilitatea pe care o avem de a ne conduce existența după aceste valori, de a le transmite mai departe și de a ne raporta permanent la ele. Obiceiurile legate de sărbătoarea Paștelui la români, de exemplu, ne descoperă ansamblu de valori frumoase care împodobesc chipul acestui popor. Încondeiatul ouălelor ne trimite cu gândul la comunitate, la familie. Bucatele tradiționale pregătite în gospodărie ne vorbesc despre dragostea față de cei din jur, de hărnicie, de cultul muncii sau de dimensiunea comunitară a existenței pe aceste meleaguri. Curțile bisericilor și ale mănăstirilor, inundate de lumina lumânărilor miilor de credincioși, vorbesc despre rădăcinile creștine ale acestui popor, despre valorizarea trecutului și despre legătura dintre generații. Am folosit acest prilej spre a da exemplu cum o sărbătoare tradițională la români poate avea semnificații mai profunde decât cele strict ritualice, despre cum valorile transmise din generație în generație ne pot determina și prefigura acțiunile noastre cotidiene, atitudinea față de celălalt și existența noastră ca întreg. Fiecare om reprezintă o valoare în sine, este producător de valori și ceea ce este cel mai important își trăiește viața raportându-se la o sumă de valori pe care le primește prin educație. Întrucât valoarea aparține sferei emoționale a spiritului uman, ea nu poate fi cuprinsă în actele cunoașterii decât în mod inadecvat, incomplet. Deși se spune că, în general, valorile se simt, se trăiesc, valorile nu se teoretizează, este important să știm care sunt valorile la care ne raportăm. Dar care ar trebui să fie setul de valori pe care să îl transpunem în viața de zi cu zi a noastră? Toate-s vechi și nouăstoate, pare a ne aduce aminte Eminescu, tot mai ascuns și pierdut de contemporanii noștri în galeria unor valori naționale, pe care, din păcate, praful se așterne tot mai des în favoarea unor importuri care nu mai au nimic comun cu identitatea națională, de cele mai multe ori folosite din ignorarea și lipsa de promovare a valorilor naționale, principalele valori în care credem noi. Avem datoria să readucem la atenția românilor valorile care sunt temelia însăși existenței noastre ca națiune. Elementele de istorie reală, limba românească, nenumăratele comori de creație artistică, muzicală și literală ale poporului român, atât pe filiera folclorică, cât și pe cea de creație și tradiții și obiceiuri populare. Frumusețea portului românesc, pe care am redescoperit-o atât pe Valea Tutovei, cât și în fiecare colț din România, și toate acele valori care scot la iveală frumosul, binele, adevărul și fărâma de suflet dumnezeiască din noi. Stimate colegi, stimați colegi, avem nevoie de raportarea permanentă la valorile autentice care ne definesc ca neam pentru a avea un semn de set de referință al existenței noastre. Am simțit cu toții, în săptămâna luminată, influența minunatelor obiceiuri și tradiții pascale din diferitele zone ale României pe care le reprezentăm. Și cred că se cuvine să ne aplecăm cu toată seriozitatea asupra misiunii păstrării valorilor noastre naționale și a reprezentărilor cu mândrie în spațiul european și euroatlantic, ca o imagine vie, realistă, istorică, dar și contemporană a românilor și a României. Pentru a avea acces la izvorul de înțelepciune al valorilor transmise din generație în generație, educația joacă un rol fundamental. Îmi doresc ca întotdeauna reperele culturale, pornind de la tradiționala noastră ie, atât de frumoasă, până la bucatele tradiționale, de la icoana ce face trimirele la transcendență, până la lumina pascală, ce ne-a inundat casele și sufletele în aceste săptămâni, de la respectul vecin cu suferința pe care îl datorăm părinților noștri, până la dragostea față de
de cel care îți grăiește în mod repetat să însemne ceva pentru români și să țină seama de sufletul nostru, obiceiurile și datinile străvechi care fac din România o țară binecuvântată, o adevărată grădină a Maicii Domnului. Mă adresez dumneavoastră, stimate colegi și stimați colegi, să ne aplecăm cu mai multă considerație asupra valorilor autentice românești, inclusiv în activitatea pe care o desfășurăm în reprezentarea celor care au investit încredere și speranță în noi. Dacă avem în față permanent raportarea la valorile românești, sunt convinsă că și activitatea noastră ca și parlamentar va fi mai bună, mai aplicată pe nevoile reale ale românilor, mai profundă și mai eficientă. Cred că a venit momentul să spunem stop dictaturii non-valorilor care a sufocat și sufocă România de mult prea mulți ani. Vă mulțumesc și pentru stenogramă, am mai depus în scris o declarație politică, noua politică comună agricolă. Vă mulțumesc!